Au fost probleme mari cu rețelele de socializare în Europa. Aplicația de mesagerie a platformei Facebook nu a putut fi utilizată timp de mai multe ore, nu doar în România, ci și în mai multe zone ale lumii. Mai mulți utilizatori s-au plâns că au întâmpinat probleme după o întrerupere cu care se confruntă gigantul rețelelor de socializare. Utilizatorii Facebook Messenger au început să raporteze erori începând de joi dimineață, în timp ce problema a apărut în România în jurul prânzului. Se pare că nu doar aplicația de mesagerie a fost afectată, ci și Instagram, rețeaua de socializare deținută de aceeași companie. Mai mulți utilizatori s-au plâns că nu se pot conecta la aplicație și că nu pot primi sau trimite mesaje. Nu doar în România există această problemă, ci și în Marea Britanie, unde utilizatorii s-au plâns de aceleași probleme. Potrivit datelor de pe site-ul Down Detector, mii de utilizatori ai Facebook se plâng în fiecare minut că nu pot accesa aplicația în Marea Britanie. Episodul este unul neobișnuit, deoarece, deși rețelele administrate de Facebook au mai întâmpinat probleme, acestea au fost rezolvate destul de rapid.